Puțin peste 15.000 de fermieri au depus cereri pentru a beneficia de ajutorul de minimis acordat pentru compensarea efectului de secetă. Doar jumătate dintre ei au primit banii. Cei care așteaptă de câteva luni ajutorul promis de guvern au trimis 10 de solicitări către redacția RTS. Am avut 2 hectare de grâu și unul de porumb și nu m-am ales cu nimic. Nu am scos nici măcar banii pe care i-am băgat în lucrările agricole și aștept și acum banii de la guvern pentru anul secetos. Aș vrea să știu când vor ajunge și la noi. Mai avem mult de așteptat până când să primim și noi cei 100 de lei de la stat pentru suprafețele calamitate din cauza secetei. La noi în sat au primit doar 15 oameni banii și suntem în jur de 50 cei care încă așteptăm. Ce se întâmplă? Reprezentanții Direcției Agricole Mehedinți spun că se așteaptă să fie virați banii până la sfârșitul acestei luni. Ministerul Agriculturii a aprobat suma integrală, este vorba de, la nivelul județului Mehedinți, de aproximativ 5 milioane de lei, dar plata lor a fost făcută numai în valoare de jumătate, de 53% din valoare. Restul banilor urmează să vină luna aceasta, cel târziu la începutul lunii viitoare. La Direcția Agricolă Mehedinți au fost înregistrați aproximativ 15.000 de fermieri care au solicitat despăgubiri pentru culturile afectate de secetă. Dintre aceștia, în urma înscrierilor cererilor, au beneficiat de plata efectivă 53%. Ne puteți trimite în continuare întrebările legate de diferitele probleme pe care le întâmpinați la numărul de telefon 0252 320 320 și adresa de mail știri@televiziunaseverin.ro.